Salut, eu sunt Andrei. Bine v-am găsit la acest video, la un nou video care vrea să vă zic că ne-a promis ceva YouTube-ul. Ne-a promis cei de la YouTube că până la urmă s-ar putea să ne lese abonații, adică să ne scoată bagul în care ne tot ia abonații. Da, am înțeles. Faza asta cu YouTube-ul, într-adevăr, nu au reușit să facă nimic. Au zis foarte mulți YouTuberi, și mici și mari, că de pe 22 ianuarie nu o să ne mai iei abonați. Nu o să ne mai iei abonații YouTube-ul. Da, de unde? Nimic. Deci s-a văzut că YouTube-ul tot continuă tot așa, adică frate, mie nu mi se pare corect. Dacă zice ceva, să scoată, frate, naibii bagul ăla, adică nu ne mai ia abonații. Așa, toți youtuberii care avem abonați și astea, apoi după aia riscă să se lese de YouTube. Mie, sincer să fiu, chiar nu mi se pare deloc corect, adică cum frate muncești pentru a-ți face cât mai mulți abonați, că încolo te trezești cu ți se duc abonați, adică bineînțeles că ți ia YouTube-ul. Bine, uneori nici YouTube-ul nu are vină, se mai dezabonează câțiva, dar nu ți-l ia cu zecile, adică ți se ducă. Eu până acum, eu ar trebui să am 6K, adică săptămâna asta trebuia să fac 6.000 de abonați sau chiar peste 6.000 de abonați. Nu știu, mă bucuram foarte mult, deci sincer să fiu. Deci totul este aiurea. Mie nu-mi place partea asta care YouTube-ul să ne mintă, adică nu că e vorba să ne mintă, dar nu prea e frumos din partea lui. Eu da, eu îi înțeleg pe ăștia de la YouTube, nu vreau ca să primesc astea multi, știți voi, critici din partea lor. Dar nu este chiar normal ce fac ei, adică, doamne, frate, YouTuberul ăla a muncit foarte mult pentru un număr de abonați și apoi după aia YouTube-ul să ia abonații, adică să-i dea prostia aia de bag și după ce să facă YouTuber-ul? Păi după aia se plânge că ia abonații și asta într-adevăr, oricine ar face chestia asta și mie nu mi se pare destul de corect. Ok. No, prieteni, eu v-am spus. Scrieți-mi în comentariu dacă vi s-a întâmplat și voi la chestia asta. Eu și astăzi am făcut 3.000, doamne, 5.850 ieri și când încolo 5.799. Azi, la fel, am încercat ca să fac 5.850, adică să mă ajute cineva să fac, bineînțeles, un fel de colaborare, și când încolo m-au picat la 5.809. Nu știu. Eu trebuia ca zilele astea să fac 6.000 de abonați. Mi-a pare extrem de rău pentru chestia asta. Nu vreau ca să-i supăr pe cei de la YouTube, dar mie nu mi se pare deloc corect pentru ce au făcut. Am intrat și în monetizare și îi mulțumesc și celor de la YouTube. Și da, de data asta a fost foarte frumos din partea lor și mi-a plăcut faza asta. Deci, v-am zis, cei de la YouTube, sper ca să mă reduc înapoi la 6K de abonați, 6.000 de abonați și na. Sper să continuăm mai departe să avem cât mai mulți abonați. Da. Ok, prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, acest mesaj pentru voi, tuturor YouTuberilor și YouTube-ului, nu uitați să vă abonați la canal, să lăsați și un like. Și desigur să-mi dați și un follow pe Instagram. Să nu uitați și de linkul în descriere pe care vi-l las la canalul secundar cu Andrei R. Ok, ne revedem.
Da. Un laptop. Ok. Prieteni, eu am fost Andrei Max Răducan. Ne revedem pe data viitoare. Să aveți grijă de voi. Respect!